cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Începem a treia parte a emisiunii cu un anunț primit de la Ministerul Sănătății. Consumul excesiv de cafea video nu este dăunător sănătății. De aceea, astăzi începem a treia parte a emisiunii Cafeaua de dimineață împreună cu invitatul nostru, domnul Constantin Iacoban, președintele Consiliul de Administrație, noul președinte al Consiliului de Administrație de la APA Serv, om care a activat în domeniul politic, este investit, deci este un întreprinzător privat, dar a activat în domeniul politic, a fost și consilier local și consilier județean, a fost președintele Consiliului Județean pentru o perioadă de timp, un om implicat în tot ceea ce înseamnă viață comunitară. Bună dimineața, bine ați venit în emisiune! Bună dimineața și bine v-am regăsit, domnule. Deci v-a plăcut prezentarea, nu? Acum să vă spun cinstit, v-am dat cafea, nu v-am dat apă, cred știu că veniți de la pasă. Cu acest mod de prezentare de la oameni politici care ați văzut înainte și zilele trecute. Și... Păi exact, de aceea vreau să vă propun de la început ceva, împărțim emisiunea în două. Prima parte a PASER, partea a doua, haideți să discutăm și un pic despre administrație și politică. Dacă acceptați, dacă nu, dacă nu, discutăm mai despre PASER. Da. Pentru că... E prea multă apă chioară, nu? Apă chioară nu e prea multă. Haideți să discutăm acum la modul extrem de serios și de aplicat. Eu v-aș întreba direct ce va veni să acceptați această provocare să ajungeți președintele Consiliului de Administrație la APA Serv într-un moment în care, de ce să nu recunoaștem, societatea a trecut prin tulburări, a trecut prin tot felul de probleme și în momentul acesta se confruntă cu o serie de probleme, fie și numai dacă ne raportăm doar la anunțurile de întreruperi de apă, ca să nu vorbim de alte lucruri. Să o prezint această acceptare în două ipostaze. Odată că eu am depus un dosar cu ani în urmă și am fost selectat, chiar într-un clasament pentru membru din Consiliul de Administrație. Și chiar în clasamentul făcut atunci am avut un punctaj foarte bun. Lucrarea a fost apreciată și poate pentru prima dată când spun, în particular, echipa care m-a intervievat atunci a zis că ar fi foarte important pentru societate să aibă un asemenea membru al Consiliului de Administrație. Nu vorbesc despre mine, echipa cred că există, că erau două doamne care la o vârstă medie și cred că sănătoase, nu le-au fi lovite de COVID. Deci, așa s-au exprimat. Clasamentul a spus totul. Ulterior, nu am fost în prima tranșă, să zic așa, în prima echipă din Consiliul de Administrație. În primăvara acestui an, la începutul lunii martie, am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Ionel Arsenie, care mi-a propus să... Deci propunerea a venit, ca să spunem așa, da, de la președintele județului. Să intru în Consiliul de Administrație, apreciind dumnealui că am experiență, că a lucrat în calitate de președinte, a avut proiectele în derulare, a văzut ce intervenții a făcut pentru finalizarea unor proiecte. Eu trebuie să fac o paranteză. Da. Trebuie să spunem că nu întotdeauna relațiile pe care le-ați avut dumneavoastră pe vremea politică au fost atât de plăcute încât să nu mă mire pe mine faptul că domnul Ionel Arsenie v-a chemat să fiți la APA Serv. Deci, eu până în ziua când am discutat cu dumnealui în Consiliul Județean am fost de 4 ani și vreo 2 luni. Și m-am întrebat, dar nu am mai avut probleme. De ce să vin? Ca să bat pe la uși? Să-mi caut de lucru? Nu. Și am spus următoarea chestiune. Când am coborât eu scările în 2016, erau toate îmbrăcate în portocaliu și ne-au urcat după 4 ani și toate sunt roșii. Deci, transformarea de estetică. Estetică. Nu, înseamnă că a fost o transformare de substanță la nivelul județului Neamț. Sau de culoare. Eu zic că transformarea de substanță a fost investițiile de județul. Am înțeles. Am înțeles. Nu în mochetele de pe holul. Să revenim la APA Serv. Deci ați purtat o discuție cu Ionel Arsenie și după aceea ați ajuns la societate.
Povestiți-ne ce ați găsit, ce probleme... Percepția publică este următoarea. APASERV este o societate care a generat multe pierderi prin pierderile de apă și deci prețuri mari și este, percepția era de o societate puțin anchilozată. Deci, despre percepție chiar vreau să vorbesc. Cred că, în primul rând, nu se face un dialog corespunzător între societate și cetățeni. Nu se explică importanța societății și importanța unei relații foarte bune cu comunitățile și cu cetățenii care sunt, de fapt, ultimii beneficiari sau beneficiari finali a activității societății și care trebuie să fie mulțumiți. Acum, există o chestiune. Se vorbește foarte mult de aspectul, totul pleacă și de la preț, de nemulțumirile de preț și de, să zicem, de întrerupere de apă. Prețul unui litru de apă, e 5 bani. 5 bani. Atâta este prețul unui litru de apă? Un litru de apă. Dumneavoastră mi-ați dat de un ban și jumate aici, nu mai mult. Deci, o să luăm măsuri, vă rog să aduceți o sticlă, dar să fie îmbuteliată. Să ție de... Da. Deci prețul unui litru de apă este 5 bani. E 480 de lei metru cub de apă. Păi 4,80 lei. Păi 4,80 lei. Și de la 5 bani până la... Nu, 4,80 lei metru cub de apă. Așa. De băut. Când mai intervine și partea cu apa uzată, care și ea este taxată și pusă în prețul de factură, asta este altceva. Că și respectiva apă trebuie uzată, este procesată, este dusă în stații de epurare, trebuie întreținute conducte și așa mai departe. Deci, dacă discuți cu cetățeanul și îi explici că dacă pare un preț mare, este un preț la care ne putem adresa, având în vedere și proiectele și programele europene, care necesită, prin contractele care s-au făcut, cofinanțare, o creștere anuală a prețului, fiindcă noi trebuie să obținem profit pe societate pentru ca aceste programe să fie eligibile și în viitor, atunci cetățenii ar înțelege mai bine lucrul acesta. Ce nu înțeleg ei? Întreruperile de apă, avariile... Care sunt enervante, haideți... Care sunt nu numai enervante, dar în anumite situații sunt de-a dreptul dramatice. Sunt instituții care sunt luate prin surprindere, societăți comerciale care au mulți angajați, școli care sunt în situații ca să aduc în discuții grădinițe. Sigur că toate aceste aspecte și ele trebuie prezentate sub o formă obiectivă. Și dacă ne adresăm la nivel de municipiu Piatra Neamț numai, ne dăm seama că beneficiem așa cum este de o rețea foarte îmbătrânită, că în primul program care s-a derulat ISPA a fost un program de extindere a rețelei și am și niște date care ar fi bine să le prezint, cât s-a făcut și cât s-a dezvoltat. Deci, haideți să spunem așa, ISPA nu s-a referit la schimbarea rețelelor vechi. Deci ISPA nici nu a permis numai extinderea rețelelor. Doar extinderea vechi. Deci rețelele vechi au rămas în pământ. Au rămas... Și de la ele s-a mers mai departe. Deci programul ISPA și următorul și primul POS, primul program operațional, a fost de extinderea rețelelor. Se spune că au existat unele proiecte în țară și de înlocuire. Noul proiect care îl vom derula, care e în valoare de 205 milioane de euro, prevede reabilitarea rețelelor. Fiindcă politica europeană, când a asigurat acești bani, a fost ca să extindă rețelele de apă, să ajungă la cât mai mulți consumatori. Dacă o luăm strică eficiență economică, sigur că o lucrare când te întinzi pe 10 km de conductă și duci la 500 de case, nu-i ca atunci când te întinzi cu un kilometru de conductă și duci la 5 blocuri, care au câte 20 de apartamente, să zicem. Din punct de vedere strict economic și ca eficiență, a doua care am spus e mult mai eficientă. Însă, politica Uniunii Europene aceasta a fost și a fost o politică, zicem noi, bună, fiindcă
ce s-a dorit? Să civilizeze, să ducă apa, care este un element de primordial în civilizarea unor, a unei comunități, a unei populații, să aibă apă. Deci, da. Vă întrerup un pic și vă aduc înapoi. Deci mi-a spus așa, proiectul viitor de 200... Da. Prevede reabilitarea 205 de rețele. 205 sau 206. 205 milioane euro. Prevede reabilitarea de rețele, dar vom avea un proiect viitor în NAMT? Sigur. Pentru că au fost tot felul de discuții și le știți și dumneavoastră. Azi când vorbim, se retrage Romanul și vine apa Romanul vitală. Romanul a făcut scrisoare și... că nu se mai retrage. Haideți că asta este știre. Da. Asta este, este scrisoare la venită de 2 săptămâni la companie că ei rămân în proiectul județului Neamț. Deci asta este o știre. Deci Romanul nu se mai retrage, da, din păi apa nu, rămân în proiectul județului Neamț. Fiindcă au 17 milioane pe nou proiect de euro alocați pentru Roma. Reabilitări, rețele și așa mai departe. Deci este bătut în cuie? Păi da, ei așa au prezentat. Adică nu în cuie era care băgăm în... Primar a trimis o adresă în sensul acesta. Îmi pare rău că nu avem adresa. Și mie adresa, îmi pare rău că n-am luat-o. Pentru că, uitați, acesta era un lucru de comunicat, apropo de relația cu cetățeanul. Eu știam așa că Roma nu se retrage și că asta va afecta viitorul contract de, pe fonduri europene pentru... Nu îl afectează. Doar că trebuie recalculat, luat în calcul, dacă era cazul plecarea romanului, și atunci acest contract se derula fără alocarea pentru zona romană. Și atunci, domnul Iacoban, toată discuția asta care a fost cu romanul, că pleacă, că nu pleacă, era justificată doar din punct de vedere al prețului sau cumva ne întoarcem la chestia cealaltă, cu multă politică și puțină administrație? S-a amestecate lucrurile și am să vă spun de ce. Eu iau exact din scrisoarea domnului primar, unde într-un alinea spune că nu a avut dialog cu conducerea APASER. Eu cred că conducerea, directorul general, în special, trebuie să fie un om care să se ocupe foarte mult de relațiile cu terți, ca să zic așa, inclusiv marele OAT-uri, e vorba de Piatra Neamț, de Roma, de Târgu Neamț, de cei care deservesc populația și care doresc ca oamenii din respectivele comunități să fie mulțumiți, fiindcă ei, în calitate de oameni politici, se adresează lor, cel puțin o dată la 4 ani, dacă nu mai des. Plus că în cazul roman a fost o situație efectiv specială, cum a fost aproape pentru toată țara, însă acolo a fost respectiva situație că seceta a dus la ca respectivele captări să nu mai poată asigura necesarul de apă. Soluția găsită a întârziat foarte mult. Exista cunoștințe despre respectiva conductă, dar din motive care țin de niște economii, să zicem, sau așa au fost justificate, să nu cheltuim niște bani care presupunea cumpărarea apei de la Apa Vital și, sigur, la alt preț și livrarea ei către cetățenii din Roma, a făcut să ducă la aceste nemulțumiri care, la urmă, au îmbrăcat și haina politică. Haina politică în sensul că județul, compania, este cu capital majoritar a Consiliului Județean, a județului PSD, și da, PSD, da, și așa că, este văzut, da, da. Și Romanul, și Romanul este PNL. Pentru că la un moment dat s-a discutat că și Piatra Neamțu vrea să iasă, să plece acolo pe modelul roman. Deci de asta vă spun, asta chiar este o știre foarte importantă. Deci, faptul că Romanul nu mai... Nu, Romanul a trimis o adresă în acest sens, există la domnul director Păcal în... Am citit-o, am văzut-o, ne-a prezentat-o și într-o ședință a Consiliului de Administrație, prin care, și în ședința AGA, prin care Romanul rămâne în acest proiect. Da, bun. Asta am stabilit-o și chiar este foarte important. Doi, care este stadiul proiectului în momentul acesta? Deci în acest moment... Că cu asta, practic, venim și spre ceea ce ar însemna investiții viitoare la APASER. Da. În acest stadiu este următorul. Azi când vorbim, vinerea care a trecut... De săptămâna trecută vine, trebuie a semna contractul cu consultantul. A apărut pe ultima 100 de metri o contestație de la celălalt societate care a fost și ea în licitație.
Ei au avut punctaje bune pe tehnică amândouă. La partea de financiară, firma care trebuia să semnăm contractul, semneze conducerea companiei de apă contractul, au avut o ofertă financiară mai bună, mai scăzută, și a apărut această contestație, care probabil în maxim să apreciem termenul, maxim 2 săptămâni va fi rezolvată. Și atunci se va semna contractul cu firma care va fi declarată câștigătoare. Deocamdată. Deci nu mai, teoretic n-ar mai fi probleme ca acest contract să fie în pericol, să nu se deruleze. Nu. S-a derulat toată procedura, deci, de licitație, de tot. E foarte important. Deci, practic, prin acest program, Romanul primește aproape 17 milioane de euro pentru înlocuirea infrastructurii. Pentru sigur. Așa? Piatra Neamțul? Piatra Neamțul nu știu exact, dar toată conductarea din Piatra Neamțul e prevăzută de schimbat. Tot ce este vechi, nu știu exact valoarea. Da. Însă Piatra Neamțul, domnul Bălădescu, are o problemă. Nu disperiat, dar e o problemă. S-a dezvoltat în anumite zone și chiar conductele care au fost montate din investițiile primăriei, deci primăria a schimbat în 10 ani 10 km de conduct. E mult, e puțin, nu-mi dau seama. Eu zic că e foarte puțin. Fiindcă OAT-urile trebuie să-și facă, și OAT-urile trebuie să facă investiții pe acest, în această direcție. De extindere a rețelelor de apă, de utilități, de tot felul. Și 15 km de conducte de canalizare. Dar vorbind despre dimensionarea acestor conducte, fiindcă s-au dezvoltat în anumite zone, spre sala sporturilor, spre zona fermelor și așa mai departe, și chiar și pe Speranța, și capacitatea este limitată. Dacă nu vor fi înlocuite, se aduc la o capacitate corespunzătoare, s-ar putea să apară probleme de altă natură. Adică să nu fie conducte, nu poate duce cantitatea necesară de apă. Deci și aici trebuie gândirea aceasta printr-un proiect amplu înseamnă nu numai locuirea conductelor vechi, ci și dimensionarea corespunzătoare chiar a conductelor noi. Am înțeles. Deci undeva au fost greșeli de perspectivă. Adică... De perspectivă, fiindcă PUG-ul ăsta, Planul Urbanistic General, e foarte important să fie aprobat la timp și respectat. Că atunci îți dai seama cam ce comunitate se poate dezvolta în zona respectivă, ce utilități și la ce capacitate trebuie duse. Vedeți cartierul care se dezvoltă pe fermelor. Sunt case până un kilometru ceva, doi în spate. Mâine pe mâine, în zona care este liberă, pot să apară blocuri. Locuințe cu care presupune un consum mult mai mare de apă, decât luat individual, vorbim pe liniar, pe kilometru de conductă, decât atunci când se duce o conductă până la o casă care e la un kilometru jumătate față de, să zic, strada principală, față de fermelor. Deci eu cred că prin programul viitor, orașul va scăpa de această problemă, și anume faptul că trebuie una, două să intervii pe avarii, care țin de vechimea conductelor care sunt... Deci asta ar însemna, domnul Iacoban, că vor fi 2-3 ani de lucru intens. Da, va fi 2-3 ani de lucru intens, va fi orașul, se va interveni pe străzi, se vor înlocui foarte, foarte multe conducte, că sunt vechi. Majoritatea se știe cum era trasat orașul. Conductele sunt începând din anii 60-70, vechi. Da. Și s-a discutat, pe lângă proiectul ăsta, cu ATE-urile, să se pună de acord cumva toate aceste lucrări cu lucrările pe care le face OAT-ul pentru, știu eu, modernizare. Acum sunt două proiecte pentru mobilitate urbană, dacă nu mă înșel. Da. Și știm despre ce e vorba. Practic, sunt străzi pe care începerea proiectului presupune că cel târziu, în anul 2020, să fie încheiat anumite străzi de înlocuirea conductelor.
fiindcă proiectul de mobilitate urbană, care este în, va intra în derulare la Piatra Neamț, presupune inclusiv benzi favorite, deci speciale pentru circulația mijloacelor de transport în comun, e vorba de autobuzele electrice, presupune, bineînțeles, asfalt și toate aceste lucrări de locuire a conductelor trebuie făcute până să începe proiectul masiv de reabilitare a străzilor, de a face benzile speciale și așa mai departe. Deci ele se vor corobora de data asta. E obligatoriu. Să ne ajungem în situația care a fost la ieșirea spre Bicaz. Știu. Țineți minte când a fost acea avarie și nu se putea interveni. Din cauza că nu erau 5 ani de la... Deci erau două proiecte suprapuse. Da, erau două proiecte suprapuse și erau în perioadă de monitorizare. Și de garanție. Și de garanție. Și firma care a făcut a zis, domnule, eu nu, dacă îmi plătiți lucrarea bine, dacă nu, nu fac. Da. Obligatoriu trebuie să le cuplăm, fiindcă după aceea nu se mai poate interveni. Da, deci să încercăm o recapitulare. Problemele la APA SERV vin de la rețelele vechi, pierderi care generează pierderi. O relație care nu tocmai e corespunzătoare de informarea cetățenilor, inclusiv când au fost întreruperi de apă, s-au făcut comunicări cu întârzieri. Da, da. Nu putem vorbi și despre furturi, domnul președinte? Ba da, am vorbit și noi, în Consiliul de Administrație. Chiar în ultimul Consiliu am stabilit niște măsuri, printre care formarea unor echipe care să meargă să verifice situațiile din teren. Fiindcă sunt mai multe aspecte care trebuie urmărite. În primul rând, ne-am sesizat în Consiliu și eu personal că pe perioada pandemiei, consumul de apă a scăzut mult mai puțin decât ne așteptam. Adică cu vreo 2% și ceva. Ori noi știm că au fost închise societăți mari, au fost închise pensiuni, hoteluri, restaurante, cred că au fost închise. Înțeleg logica. Deci dacă astea au fost închise, de ce nu a scăzut consumul? Cu foarte mult. Numai cu 2% s-a părut puțin. Și atunci se pune problema dacă aceste societăți mari consumau apă. La ce capacitate consumau și cum o consumau, nu? Exact. Și atunci am stabilit niște echipe, au plecat într-adevăr niște colegi care aveau programat concediu câte o săptămână și o săptămână, dar zilele acestea le reluăm și plecăm să facem niște verificări, inclusiv la cei care au la case particulare, inclusiv la cei care desfășoară activități de comerț, alimentație publică, cazare și așa mai departe și, de ce nu, și la niște societăți comerciale care au un număr mare de angajați și care utilizează apa ori în procesul tehnologic, ori chiar pentru buna funcționare a activităților curente. Acum, cum să vă spun, se vorbește foarte mult că se utilizează un cuvânt, știți, împrumutat în limba română, și care se folosește și în tratamente medicale la inimă. Se vorbește despre bypass-uri. Da. Și bypass-uri instalate foarte profesional. Deodată se vorbește că sunt instalate atât de profesional încât se vede mâna unor meseriași, marca chiar a companiei. Acum poți neprins și negustor cinstit. Și eu am primit și eu pe WhatsApp poze cu așa ceva, să știți. Deci și domnul președinte Ernelu Arsene ne-a prezentat, nu divulg niciun secret, în ședința AGA și a Consiliului de Administrație, care am ținut-o în prezența dumnealui, asemenea aspecte din rețeaua APA SERV. De aceea și vrem să facem niște verificări. Se spune că mai avem încă sectoare unde trebuie să înlocuim, să facem contorizarea completă, e de durată, dar nu trebuie să așteptăm contorizarea, că noi putem să trecem la o situație mai aplicată, pe lângă controle, să facem și o verificare a consumului în timp. Și am plecat pe această chestiune și am văzut unde, la societăți, la gospodării individuale, unde a scăzut consumul în anumite perioade și vedem, să verificăm și să vedem dacă este justificat sau a apărut ceva în neregulă la respectivele instalații care
deservesc gospodăria sau unitatea respectivă. Da, sunt asemenea chestiuni și am discutat în Consiliul de Administrație următorul aspect. Nu ne interesează numai decât să arătăm pe cineva vinovat, dar trebuie să înțeleagă că în momentul când cineva este prins cu fur de apă, este aceeași sancțiune, intră sub aceeași incidență ca furtul de energie, de gaz și așa mai departe și vom merge inclusiv pe sesizarea organelor penale. Fiindcă apa aceea care, să zicem, furată sau așa, este plătită de toți cetățenii ceilalți. Că se vorbește mult de pierderi de rețea. Da, sunt și pierderi de rețea. Pierderea de rețea este dintre apa pompată și cea vândută. Da? Dar ca să asigure un debit de apă, trebuie să pompezi. Știți? Nu poți să zici, da, vând numai 60%, pompez 60%. Nu e așa. Că nu ajunge apa debitul cu presiune. Da. Deci nu ajunge debitul. Bun. Și atunci consumul ăsta e plătit tot de cetățeni sau de compania de apă. Domnule Acoban, de atâția ani de zile tot vorbim despre apă. De ce nu s-a ieșit să se explice, să fie explicate aceste probleme? Domnule, sunt pierderi pentru că rețeaua inițială este rețea veche. Dar eu vă întreb, avem pierderi și pe rețele noi? Vedeți, se fac niște investiții de o anumită perioadă de timp, s-a reușit foarte mult pe Târgu Neamț, care ne dă posibilitatea să contorizăm și să verificăm dacă sunt pierderi pe tronsoane. Asta presupune posibilitatea de a închide și de a contoriza. Știți? De a închide alte trasee și de a contoriza. Acum se lucrează la așa ceva. O zic și de ce s-a făcut până acum? Păi nu s-a făcut până acum, fiindcă înseamnă investiții foarte serioase. Înseamnă echipe de oameni, cheltuială bănească, material cu forța de muncă și materială, contori, trasee diferite și așa mai departe. Și în altă ori de idei, compania de-a lungul timpului a cam pierdut bani. Și nu i-a pierdut pe chestiunea aceasta a folosirii apei, adică a consumului de apă, a pierderilor, cum s-a zice așa mult, cât pe proiecte europene. Are cota companiei, a însemnat foarte mult, e vorba de milioane de lei care s-au dat. Sunt credite care le-am și notat aici, care pentru ISPA s-au dat 7,4 milioane de euro cota companiei, care sigur înseamnă și cota orașului Piatra Neamț, de fapt inclus aici, din care 3,6 milioane a fost creditul și dobânda 2,7 milioane. Deci cam 30 de milioane de lei s-a plătit la ISPA ce ar însemna cheltuiala pentru primăria Piatra Neamț. După aceea, în programul care l-am avut, conducerea primăriei, conducerea APA SEL care a fost până în anul 2017-18, nu a cerut fazarea proiectului vechi, care însemnea vreo 5 milioane de euro, pe nou proiect, ci a preferat să plătească 23 de milioane de lei, cât mai bani mai trebuia până la cheierea proiectului, să-i plătească firmelor constructoare ca să poată închide proiectul. Și atunci compania a rămas cam cu puțin tei bani. Adică a fost decapitalizată. Decapitalizată, exact. Deci, bun, vă dați seama... Asta este o chestiune de strategie, până la urmă, managerială. A existat acolo și președintele dinaintea mea din Consiliul de Administrație a zis că am văzut, chiar la prima ședință, am văzut scrisoarele dumneavoastră când erați președinte, prin care am făcut două scrisoare la sugestia și la notele făcute de Direcția de Investiții de proiecte și programe din Consiliul Județean, prin care am cerut ca să ia măsuri de fazare a proiectelor care nu se puteau finaliza în termen, fiindcă însemna o sumă importantă și ea putea fi adusă și luată din actualul program de 204 milioane de euro. Și 5 milioane de euro mergeau pe vechiul program.
Nu s-a făcut lucrul acesta, s-a preferat să plătească 23 de milioane de lei de la compania de apă. Vă dați seama, compania cam a fost decapitalizată și a rămas fără cash flow, a rămas fără posibilitatea de a face inclusiv investiții proprii decât într-un mod foarte limitat și nu mai avea nici posibilitatea să-și organizeze, să-și dezvolte proiecte și programe noi din fonduri proprii. Și din cauza asta suferim de o serie de utilaje pentru intervenție rapidă, utilaje care ne sunt necesare la avarii. Creditele se regăsesc și în prețuri? Se găsesc și în prețuri, dar se găsesc în, ulterior în împrumuturile bancare care am, trebuit, am fost nevoiți să le facem, să răturdăm alte credite. Da. Spuneți-mi, nou program presupune și o componentă importantă de cofinanțare. APASERF clar nu va putea să facă credite. Deci, va veni APASERF de la va face. Tot APASERF va face? Deci, vechea cofinanțare a fost de 1,8% din partea OAT-urilor. Deci pe programul de 87 de milioane de euro care s-a derulat, OAT-urile a dat 1,80 ceva la sută, 2%, haideți ca să nu fie clar pentru toată lumea. Deși Piatra Neamțu, care se supără foarte mult, sigur, poate politic dă bine, că ne spune că ne luptăm, că nu suntem de acord cu prețul apei. Eu zic să fie de acord cu 5 bani pe litru. Adică cu 4,80 lei pe o tonă de apă, care înseamnă 1 metru cub de apă, care înseamnă 1000 de litri. Oricum îi împărțim, apa este elementul de, de 1 litru de apă, știm că e 1 kilogram, deci este comparabilă și nu putem să schimbăm noi fizica și nici bun, măsurătorile metrologice. Deci, tot APASERF va face partea de cofinanțare. Da. Va fi din nou o povară destul de mare pe societate. Dacă stau să mă gândesc la 200 de milioane de euro, cofinanțarea înseamnă ceva. Da, dar există și posibilitatea la aceste cofinanțări să mai angajezi niște credite, cum s-a angajat și data trecută. Este un credit care trebuie returnat pentru, direcționat pentru așa ceva. Și el este, se poate accesa acest credit cu garanțiile de rigoare pe investiția respectivă și care va fi folosit numai pentru cofinanțare. Da. Domnul președinte, președinte de CEA, a fost președinte de Consiliul Județean. Haideți să aruncăm o privire și spre ceea ce înseamnă în acest moment situația administrativă. Toți vorbim despre, vai de mine, spitalul nu are ce-i trebuie, spitalul are probleme, la spital sunt lucruri care se întâmplă, mai ales în condițiile acestei pandemii. Când ați fost președinte de Consiliul Județean, știu că ați acordat o atenție deosebită a ceea ce se întâmplă în spital. Cum vedeți dumneavoastră situația acum? Lăsăm un pic APASERF-ul. Deși și APASERF-ul are o componentă importantă la spital. Eu, în calitate de președinte Consiliului Județean, am constatat un aspect în sănătate. În sănătatea nemțeană cel puțin, dar e valabil la nivel de țară. Când s-a făcut aici spitalul la comunitățile locale, lucrurile au rămas la jumate. Adică nu există o corelație foarte clară ce se întâmplă cu cetățeanul bolnav, care este relația lui cu medicul de familie când se îmbolnăvește la 8 seara și sună la salvare și care va fi traseul lui până ajunge să fie, să zic așa, tratat din punct de vedere medical. Fiecare comunitate a făcut după posibilități, după pricepere, vorbesc de comunități care au spitale în subordine sau în administrare. După pricepere, după posibilități și poate și chiar după interes. Și așa, e o chestiune care se întâmplă la nivel național. Au apărut dotări, achiziții de aparatură medicală, la unități sanitare, la spitale care n-au să aibă niciodată specialiști pe respectivele domenii, nu o să știe să le folosească.
și nu o să aibă niciodată suficiente fonduri ca să poată să le utilizeze și să le folosească la capacitate. Era una din cauzele pentru care am început să umblu la toate unitățile sanitare din județ, atunci să discutăm cum, până la ce nivel poate fi tratat bolnavul. La Bicaz, la Târgu Neamț, la Roman și ce ajung la Piatra Neamț. Roman, după cum știți, o zonă cu mare influență, au un număr de mare de comuni care vin la ei și au, sigur, un nivel de dotare superior și ca posibilități de intervenție medicală, de tratarea bolnavilor și așa mai departe. Însă, celelalte unități sanitare sunt limitate. Și datorită faptului că nu pot să aibă tot specialiștii și toate specialitățile spitalele respective, nici nu le permit și nici nu pot să le aibă prin dimensiunea spitalului și prin ceea ce reprezintă pentru zona respectivă. Ca să scurtez un pic, a spune că din această cauză și în această perioadă a pandemiei apar foarte multe neconcordanțe, inadvertențe în abordarea administrativă a acestor unități. Sunt entități, orașe, care administrează respectivul spital și care refuză, de exemplu, un gen de acte medicale. Hai să zicem, internarea pentru COVID sau refuză de acasă o serie de pacienți să mai poată fi tratați din diferite motive, trimiși direct la alte unități. Și de aici drama pacienților și a oamenilor care sunt în suferință. Fiindcă trebuie, cred în viitor, făcut o mai clară subordonare a ce înseamnă medici, angajați sanitar, medical, față de Ministerul Sănătății și o clarificare a relațiilor cu entitățile locale. Județ, municipii, orașe. Da, vedeți vreun viitor al unor spitale mai mici, de gen spital al municipalității, spital nu știu cum, care da, să aibă un viitor sau mergem tot pe aceeași? Eu cred că în Piatra Neamț spitalul actual trebuie să rămână, să devină spital municipal și să se construiască un nou spital județean cu o anvergură mult mai mare, cu circuite moderne, cu posibilități de a desfășura acte medicale complexe, care ajută nu numai cetățenii de aici, din județul Neamț, care ajută și toți investitorii care vin, le dă un anumit grad de siguranță, turiștii care ne vizitează județul, cei care au relații comerciale cu județul nostru, fiindcă acum mai puțin, dar să știți cu ani în urmă să pune această problemă. Dacă eu mă moldovesc aici în Neamț, unde mă duceți? Știți, când secțiile de urgență încă nu erau puse pe picioare și încă se discuta așa la Moldo mai mult, știți, de da, ceva adică, SF. Da. Ei, oamenii care veneau din anumite medii, din alte țări, din anumite zone ale Europei, întrebau, cum voi nu aveți urgență, nu aveți, dacă eu mă îmbolnăvesc sau am o problemă la ora 10 seara, unde mă adresez? Deci același lucru trebuie să luăm în calcul în viitor. Ne trebuie spital județean ca pe locul unde este acesta și cu dotările care sunt și cu circuitele care sunt să ființeze în viitor, să deruleze activitatea un spital municipal care ar degreva foarte mult pe anumite domenii medicale spitalul județean. O companie județeană cum este APA Servo, care este obligată să preia practic, este obligată, că ăsta e cuvântul, proiecte de apă și canal făcute de UAT-uri, primării, care nu întotdeauna ele au fost, să spunem așa, făcute conform normelor, ca să fiu foarte civilizat, conform normelor și stasurilor în vigoare. Are o problemă până la urmă. Pe de o parte, trebuie să fii eficient, rentabil
și să ai prețuri cât mai accesibile, pe de altă parte ești obligat să preiei niște lucrări care generează costuri în plus sau chiar, cum să spun, pierderi. Care e viitorul? Cum va funcționa? Viitorul este că vor trebui să fie preluate toate. Aici sunt niște aspecte de discutat. În primul rând, când mediul rural, oamenii au posibilități limitate de a... Ei înțeleg mai puțin ce înseamnă apă tratată, sănătoasă, verificată și așa mai departe. Obișnuiți cu fântâna din curte. Obișnuiți cu fântâna din curte, obișnuiți să nu aibă canalizare, să folosim așa, știți... pentru ei distanțele astea, că să nu fie fosa septică sau să nu fie WC-ul în apropiere, sunt niște chestii așa de luat în derâdere. Și însă civilizația și viitorul înseamnă să avem apă curentă în toate localitățile. Și vrând nevrând le vom prelua. Sigur că sunt pierderi. Sigur că o serie de lucrări făcute nu sunt corespunzătoare. Nu mai vorbesc, din punct de vedere tehnic, n-au panta care trebuie, nu s-au făcut cu respectarea unor norme tehnice adecvate, nu au fost consultați specialiștii de la APA SERV, li s-au părut la unii, nu știu, constructori, poate proiectanți, sau poate chiar autoritatea respectivă locală, că sunt ce caută nod în papură. Câteodată, probabil, au existat și, să zicem, mici contre. Domnul președinte, vă spun eu, deci, cum să preiei o stație de epurare la o comună care nu funcționează, de exemplu? Deci, cum să o preiei? Sau dacă o preiei, îți asumi niște răspunderi? Păi nu, că și aici e o problemă, că odată că nu funcționează, doi, este de făcut investiții în ea, ca să ajungă la stadiu. Și cum faci investiții într-o lucrare care tu o recepționezi ca fiind bună. Că ea funcționează, din punct de vedere tehnic, corespunde. Păi acei bani n-ai de unde să-i aduci. Și dacă reclam că lucrarea este proastă, aia care au făcut pe niște fonduri, nu știu de unde luate, și lucrarea fiind și într-o garanție, ar răspunde și ei la rândul lor, pentru că ce au făcut cu lucrarea, cum au recepționat-o. Dar știm, au mai fost și cazuri în județul nostru, cazuri care au ajuns până să fie și... La Girov. Da, încetați și condamnați. Da, adică lucrurile astea, revin la ce spuneați dumneavoastră la început emisiunii, că n-a existat o comunicare. Lucrurile astea poate ar trebui comunicate. Poate așa s-ar învăța unii minte să nu mai facă investiții doar de dragul de a face investiții. Deci, și să nu urmărească la recepție dacă funcționează, dacă sunt bune, să nu se uite numai la parandărăt. Deci un coleg din AGA, în ședința de bilanț, a ridicat următoarea problemă și a răspuns. Că ce facem cu aceste investiții? Care încep fără să fie consultat compania de apă? Păi în primul rând trebuie să le interzicem de la nivel de județ la toți primarii, conducătorul OAT-ului să facă asemenea gesturi. Și vă spun de ce. Și i-am mai răspuns colegului. I-a zis așa. Dragă coleg, a fost perioada când eram consilier în Consiliul Județean, când se făceau câte 3 rânduri de proiecte la primării pentru aceeași lucrare. Fiecare care venea mai găsea un proiectant sau un consultant și mai făcea niște proiecte așa de viitor pentru ca să le prezinte opinie publică. Am depășit-o. Acum facem... Unele din investiții sunt de dragul investiții. Și nu o spun cu răutate. Nu numai de dragul fiindcă investiții. Fiindcă s-a sensizat lucrul de acesta de către niște bani. Și opinia publică, da. Și specialiștii, și iată și mass media. Fiindcă acolo să cheltuiești niște bani, fără respecta unor condiții și norme tehnice. Se mai folosește și acolo bypass-ul? Se mai folosește și acolo bypass-ul și nu mai fie și alt pas. Da? Așa, să sperăm că nu. Și sigur că ele în momentul când ajung să fie recepționate de compania de apă nu corespund din foarte multe motive. Nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere al dotărilor, nici nu pot fi pus în funcțiune. Și de aici apar neînțelegeri, apar supărări și așa mai departe. Da, este o problemă. Chestiunea asta cu hai să facem cât mai multe proiecte, să le prezentăm și după aia să ne batem pumnul în piept,
nu e de acum de ieri. Dar ne întoarcem. Uitați, municipiul Piatra Neamț, de exemplu, da? Nu a avut bani să schimbe decât 10 km de țeavă, da? Și 15 km de structură de canalizare. Da. În schimb, am avut bani, grupa mare, intrați, culmea, tot de pe rețele. Dacă țineți minte celebrul caz cu, cum s-o chema acum, Ion la vremea respectivă. Adică s-au încasat niște bani pe niște rețele, da? Da. Banii aceia au ajuns, ca să spunem așa, la buget, da, ne fiind prinși în buget, și după aia a trebuit să-i dăm înapoi și să plătim și penalități. Vedeți, fiindcă aici este și gradul de implicare a celor care au condus primăriile, nu numai în Piatra Neamț, și în altă parte, fiindcă se consideră că e răspunderea companiei de apă. Las că apa trebuie să ne-o dea ei. Deci acolo a fost o sumă foarte mare pentru ce s-a întâmplat la timpul respectiv. S-au luat și bonusuri serioase pentru că s-au încasat suma respectivă de la Ion. Stop! Cum adică s-au luat bonusuri? Păi poate dumneavoastră nu știți. Nu știu. Media nu se preocupă de bonusuri. Nu ne-am preocupat. Păi nu, că asta este o problemă. Deci la... Se mai iau și acum bonusuri în administrație? De acum să nu se ia. Deci la administrația financiară, cel puțin ANAF-ul de astăzi, nu știu dacă și azi, dar pe timpuri. ANAF-ul iată. Să... Nu, nu, pe timpuri, că nu era sub forma aceasta organizată. Se primeau bonusuri pentru încasările lunare de TVA și așa mai departe. Pe 30 să depășeau încasările, pe 2 să returnau niște bani înapoi ca sume necuverite. Și la primăria Piatra Neamț, de când era și domnul primar Rotaru încoace, pentru faptul că se recuperau niște sume din taxe și impozite neachitate la timp, așa se plăteau niște bonusuri. Stați un pic, să înțeleg eu bine. Eu sunt funcționar la Direcția Taxe și Impozite. Da. În fișa postului am următorul lucru. Dunează că a funcționat, nu luați nimic, domnul. Luau șefii. Stați liniștit. Adică nu... A, voia să vezi că a funcționat, dacă luați așa. Nu luați. Nu luam ca funcționar. Nu, deci șeful funcționarilor. Trebuia să fiți șef. Șeful, da? Da. Bun. Șeful funcționarilor are în atribuțiuni în fișa postului să coordoneze activitatea de încasare a taxelor și impozitelor. Da. Cu bună știință lasă 6 luni de zile, un an de zile, o chestie să treneze și după un an se duce. Ăla și-a folosit banii de taxe și impozite pentru altceva și spune, băi, hai dă-și tu banii de taxe și impozite, ori la mica înțelege, ori altfel, cum a fost cu Eonul, da? Vin banii ăia, cât au fost atunci? Milioane de euro au fost. Da, 10 milioane, milioane de euro. Da. Și se dă bonus pentru recuperare, cam cât era bonusul ăsta? Așa, pe ca... timpuri, când mi-aduc aminte, era 3,5%. Acum nu știu. Nu vă supărați, dar... Atunci e rentabil să fii șef în primărie, da. Și e rentabil să nu-ți faci treaba, să o faci după un an. Păi la bonusurile astea... Stau. Întrebare, păi... 544 pentru primăria Piatra Neamț. Câte bonus s-au acordat de acest gen? Păi da, și cine le-a luat? Din istorie. Și cine le-a luat? O să fie mult, o să citiți mult dacă vi se răspunde. Dar vreau să spun că această sumă, până la urmă, a fost adusă, plătită din bugetul public, adusă prin intervenția lui președintele Ionel Arsenie, 25 de milioane de lei, fiindcă se blocase conturile. Când banii a fost executată primăria. De la Eon, ziceți. De la Eon. Da. Ei au fost folosiți cum au fost folosiți, cum spuneți. Nu s-a schimbat un metru de conductă din banii aia. Probabil nu. S-a mai făcut un stâlp pe undeva, s-a mai pus ceva pe la pârtea de schi sau prin alte părți, pe la alte pârtii. Și ia că s-au dat 25 de milioane la bugetul public, plătiți de fapt de tot bani, dar contribuția a fost prin efortul făcut de partidul ăsta care îl zice doamna Gorghiu, că de 30 de ani în Piatra Neamț conduce PSD-ul. Te umflă râsul că de bine cunoaște orașul. Deci PSD-ul aici a condus 3 ani, când Ion Rotaru a fost 3 ani pe la PSD. În rest, PSD-ul n-a condus. Da, dar n-a câștigat PSD-ul. A, poate când a fost domnul Burduza pe Revoluție. Când a câștigat Rotaru, nu era PSD. Dacă la PD a câștigat, dar bineînțeles, deci la agrarier și la PD, dar da, nu deci, știu, că eram acolo. Alegerile, erați acolo. Acolo, da. Așa. Deci, e foarte interesant, dar oare bonusurile au fost date înapoi, dacă s-a dovedit că hotărârea era greșită? Nu mă întrebați că asta nu știu.
Asta pot să vă răspund. Pentru că eu vă pot spune sigur că cei care aveau prin hotărâri judecătorească obligația să returneze niște bani, nu i-au returnat. Dar oare bonusurile le-au fi dat înapoi? Că cine cu banii aia, măcar o barcă puteai să-ți iei așa de... să te plimbi prin Franța cu ea sau pe undeva, eu știu. Nu o mașină, o barcă. Nu știu. Da, nu știu, nu știu, nu pot să vă răspund, chiar nu știu. Eu știu cum se proceda din punct de vedere strict administrativ în domeniile și în direcția de taxe și impozite. Am mai aflat și una. Deci s-au dat și bonusuri, foarte interesant. O să vedem, să vedem dacă ne spune cineva câte bonusuri și cine l-a luat, că s-ar putea să avem surprize, dacă e vorba numai de șefi. Da, nu aveau cum să împartă la funcționar. Că întotdeauna astea adonus pentru cei care efectiv muncesc și adună banii, nu? Și, deci, acest aspect voiam să spun, că până la urmă banii ăștia au fost plătiți din bani publici, aduși prin intervenția președintelui Consiliului Județean. Nu asta vreau să spun și nu au fost singuri bani. Că vorbeam de etapa aceasta, când spunea doamna Gorghiu, eu vă spun un lucru. Adică să fie avut grija de 30 de ani să schimbi o administrare care a fost numai PNL cu mici excepții, mai bine dădea câteva zeci de milioane de lei ca să acopere datoriile primăriei de acum. Și să fi băgat bani acum în primăvara aceasta că a fost la putere, de să negrească orașul ăsta, era spre bucuria nemțenilor. Că făcea, că nu făcea campanie, cum a făcut domnul Rotaru, când a adus pe Miron Mitrea și ne-a făcut varianta, care a făcut drumurile atunci, de au rezistat vreo 15 ani. După aceea nu s-au mai făcut drumuri, s-au cârpitit. Păi nu, că doar în perioada aia s-au făcut drumuri cu responsabilitate, adică cu straturi puse, exact, cu înjurăturile de rigoare, că da, lumea era grăbită să circule, dar atunci s-au făcut drumuri, adevărat. Haideți pe finalul emisiunii să ne spuneți așa, ce ne așteaptă de la APA Serv într-o concluzie. În primul rând, că e clar, prețuri mai jos nu pot fi în perioada nu, asta. Nu, prețurile nu pot fi mai jos, fiindcă în momentul când a însemnat autoritatea APA Servu și când s-a semnat contractele de finanțare, s-au spus că în mod constant prețurile trebuie să crească pentru a asigura un profit unității pentru autofinanțarea proiectelor respective. Cât este acest 2%? 2. Ce ne aștept, în primul rând, să derulăm acest mare program. Eu zic că e un lucru bun pentru locuitorii municipiului și pentru viitorul comunităților din județul nostru. Programul e cu o extindere foarte mare, inclusiv comunități între ele sunt cuprinse în ele, zona români și așa mai departe. Stații de epurare și extinderea rețelelor de canalizare pe stațiile de epurare. Deci, după ce vom finaliza acest proiect mare de reabilitare a conductelor, situația cu avariile, cu, inclusiv cu pierderile, cu administrarea propriu-zisă a rețelelor, va fi mult ușurată. Și în același timp și cetățenii mult mai mulțumiți. Asta cam când credeți că se va întâmpla? Păi, proiectul ăsta, el e până în 2027, dar eu zic că el are șanse, cel puțin cel pe reabilitarea Piatra Neamț, să deruleze mult mai rapid, fiindcă ăștia vor fi termenii din contract, fiindcă trebuie să fim înaintea proiectelor pe mobilitate urbană. Da, deci este obligatoriu înainte să punem ce să punem, infrastructura, să facem infrastructura și... Da. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm și poate comunicați, așa cum ați spus, un pic mai rapid cu clienții dumneavoastră. De exemplu, eu sunt bucuros că astăzi în emisiune am aflat că Romanul nu mai pleacă de la APA Serv. Sau, mă rog, cel puțin pe perioada derulării cu acest proiect. Eu cred că mai mult mai respectați și soluții pentru Roman decât se vor găsi prin compania APA Serv și în entitatea din județul Neamț, nu se vor găsi în altă parte. Adică trebuie să fim oameni corecți. Că s-au făcut greșeli, s-au făcut. Suntem puși să le corectăm și să găsim soluții pentru ca activitatea companiei să desfășoare bine. Și eu vă spun și pentru cetățeni și pentru dumneavoastră din mass media că o să vedeți în perioada următoare măsuri, inclusiv administrative, inclusiv de reorganizare interioară în societate, care
se vor face pentru ca să dinamizăm activitatea și spre binele inclusiv a cetățenilor care beneficiază de aceste servicii. Vă mulțumesc, să sperăm că așa va fi, să sperăm că lucrurile vor merge spre bine. Oameni buni, un maraton astăzi de 3 emisiuni. Vreau să vă spun că va fi o zi de extrem de interesantă în continuare. La ora 10 s-au lansat candidații de la USR. Astăzi va fi ședință extraordinară la Rozlov în legătură cu situația de la Căminul de Bătrân. Se vorbește despre posibile sesizări penale acolo. De asemenea, azi la ora 4 va fi un fel de conferință de presă la prefectură, pe lângă partea cu informarea privind măsurile noi care se vor lua privința epidemiei de coronavirus. Probabil se va anunța purtarea măștii obligatorii în anumite zone. Se aude că vor fi multe surprize în acea conferință de presă pe niște subiecte la ordinea zilei. O să încercăm să fim alături de dumneavoastră, să transmitem de acolo această conferință de presă, să vedem despre ce este vorba. Mulțumesc domnului Iacoban. Mulțumesc și eu. Ne oprim aici pentru că simțim nevoia să bem un pahar de apă, că a durat cam multe minute. Un pahar de apă de 2 bani. De 2 bani. Cu 5 lei litru. Mulțumesc frumos, la revedere.